Salutare și bine te-am găsit! În clipul de astăzi vreau să-ți arăt modul cum realizez aceste tutoriale. Mulți dintre voi v-ați arătat interesul pentru astfel de detalii. Hai să începem să discutăm despre echipamentele și programele de care ai nevoie. Ai nevoie de un pian sau orgă care are o ieșire MIDI, adică un pian care se poate conecta la laptop sau la PC. Apoi, ai nevoie de o interfață MIDI USB pentru pianele mai vechi sau un simplu cablu USB-A sau cablu de imprimantă, cum se referă unii la acest tip de cablu. Desigur, vei avea nevoie de un laptop sau PC. Cam asta ar fi pe partea de echipament. Acum, hai să vorbim despre programele de care ai nevoie. Sunt necesare în total 3 programe și câteva plugin-uri de instrumente virtuale, adică VST-uri. Le voi prezenta în ordinea în care le voi și folosi în acest proces. Primul program de care ai nevoie este un program de înregistrare a semnalului MIDI. Eu folosesc Studio One de la Presonus, însă mai sunt și multe alte programe care fac același lucru, precum Cubase, FL Studio, Logic Pro, Ableton și așa mai departe. Vei mai avea nevoie de un instrument virtual pentru tonul de pian și aici sunt multe variante. Eu folosesc The Maverick de la Native Instruments și uneori Addictive Keys. Există și variante gratuite. Puteți verifica această listă în linkul care apare pe ecran acum și veți găsi și linkul în descrierea acestui videoclip. După ce înregistrez partea de MIDI, salvez fișierul în format MIDI, recomand să adăugați numele fișierului și tempoul melodiei. După aceea voi converti fișierul MIDI în audio, după care îl salvez în format WAV sau MP3. După ce am trecut de pasul acesta, veți avea nevoie de programul care generează animația. Programul se numește C-Music și îl găsiți pe visualmusicdesign.com. Există și o variantă gratuită a acestui program, dar cu protecție cu watermark, cu textul C-Music care apare peste video. În această aplicație vom importa fișierul MIDI, setăm tempoul și apoi dăm export la video. În funcție de lungimea piesei și de performanțele laptopului, exportul poate dura între 5 și 30-40 de minute. Ultimul pas este să sincronizăm partea de audio cu animația. Aveți nevoie de un program de editare video. Eu folosesc DaVinci Resolve, care este și gratuit. Altă variantă ar fi Premiere Pro, dar este o variantă contra cost. După ce sincronizați partea de audio cu animația, puteți adăuga și alte elemente grafice. Ultimul pas este să dați export la varianta finală a videoului și să o încărcați pe rețele de socializare precum YouTube, Instagram sau Facebook.